Potrivit datelor statistice prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în județul Hunedoara pe parcursul lunii trecute au fost tranzacționate 811 imobile, cele mai multe dintre acestea fiind terenuri și apartamente. Conform datelor, în județul Hunedoara au fost vândute 273 de apartamente, 206 terenuri agricole, 16 neagricole, 316 terenuri intravilane, dintre care 191 cu construcții, iar 125 fără construcții. Și în luna august, tranzacțiile imobiliare au fost destul de numeroase, 738, potrivit acelorași date statistice prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.